Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne descurcăm mai greu cu tehnica asta dacă ne încurcă. Vreau să merg în continuare cu explicarea liturghiei. Am ajuns la fericiri, de aceea am citit și la vecernie din predica de pe munte. Vedeți, atunci când începe Sfânta Liturghie, am spus despre antifoane și celelalte, acestea se făceau în afara bisericii undeva, oarecum preoții și credincioșii se strângeau din comunitate și veneau împreună spre biserică și făceau chemările acestea, vedeți, cu Evanghelia sus, ieșa preotul din altar, atunci ieșa efectiv pe stradă cu Evanghelia în mână, însoțiți de oameni de credincioși și îi chemau și pe ceilalți și cântau pe drum fericirile pe lângă celelalte. Am pus câteva întrebări, cum suntem fericiți, triști, plictisiți, somnoroși și din ce cauză vin toate acestea peste noi? Dacă ne uităm puțin peste fericiri, câte fericiri sunt? 9. Asta știm foarte bine că e legea cea nouă față de legea cea veche a lui Moise, Mântuitorul aduce legea cea nouă a celor 9 fericiri. Dacă ne uităm atenți, ce cuvânt se repetă? Fericiți. Fericiți. E foarte limpede. Fericiți. Și potrivește foarte bine cu ce ziceam și la adunarea oastei despre pocăință, pentru că fericirea adevărată, o să vedem, nu o dă ceea ce crede lumea că e fericire. Prima dată, faceți-vă în minte o listă cu oameni fericiți și cu, din cei din care îi cunoașteți, din lumea de astăzi, câți cunoașteți? Oameni fericiți cu adevărat. Să puteți să-i întrebați, măi, ești fericit? Să zică, da, din tot sufletul, n-am nicio problemă, sunt fericit, super. După aceea, dacă ați găsit unul, ce îi face fericiți? O să ziceți, are bani mulți, are casă mare, are nu știu ce. Nu ce ai te face fericit, ci ceea ce ești te face fericit. Darul fericirilor nu e ceva rezervat numai la câțiva, numai unii oameni să aibă fericirea. Nu, ci e ceva care poate să aibă fiecare om. E rezervat tuturor oamenilor. De ce? Pentru că cei fericiți nu sunt cei sfinți, zicem că sunt fericiți, vedeți, la catolici chiar așa se numesc beatificați. Și fericirea aceasta a sfinților e limpede. Dar nu doar cei de pe paginile calendarului sunt fericiți, ci toți cei care în fiecare zi, fiți atenți, se decid să trăiască Evanghelia, să-și pună viața în slujba fraților. Asta e fericirea adevărată. Când te trezești dimineața și zici, astăzi vreau să-mi pun viața în slujba lui Dumnezeu și să trăiesc în slujba semenilor mei. Atunci ești fericit cu adevărat. Când o faci cu toată bucuria, nu, iară trebuie să mă apuc și să fac nu știu ce pentru slava Domnului. Ce înseamnă fericiți cei sărași cu Duhul? Fără bani? Nu-i prea frumos să n-ai bani, nu? Mai ales în lumea de astăzi, când n-ai bani, începem să nu mai fi fericiți. Și totuși Mântuitorul zice, fericiți cei sărași cu Duhul, oare la asta s-au referit? La cei care sunt săraci, care n-au nimic? Hai să vedem la ce. Am zis, ăsta e un om care e sărac cu Duhul. Pe mine mă cutremură să văd oameni bătrâni că se pleacă în fața tinerilor. Și lumea de astăzi e plină de gesturi de felul acesta. Oameni în vârstă, oameni înțelepți care tac din gură în fața tinerilor. Eu am rămas cutremurat să văd odată la poarta seminarului se întâlnește Preasfințitul Vasile cu un elev de seminar de clasa 9. Nu, acum, ziceți dumneavoastră, care trebuie să dea prioritate la care? Și se dă Preasfințitul la o parte și face loc elevului să intre. Nu, asta e un om fericit care nu are nicio problemă cu... Nu trebuie să îi se plece toată lumea. Ci el ajunge să se plece în fața celorlalți. Nu, ăsta e omul fericit care e sărac cu Duhul. Ce înseamnă sărac cu Duhul? Zicea cineva că în fiecare dintre noi trăiește un bogătaș. Și când începi să sărăcești bogătașul ăsta din tine, nu mai zici, noi zicem așa, a, eu am educație, eu sunt mai bun, eu sunt mai frumos, eu sunt mai nu știu cum, mai nu știu ce decât celălalt. Nu, asta e bogăția pe care o avem noi în sinea noastră. Cum zice proverbul, omul ăsta e plin de sine. Când e plin de sine, nu mai e fericit. Când se golește de sine, uitați-vă Hristos, ce zice Sfântul Apostol Pavel, că s-a golit pe sine, chip de rob luând. În felul acesta, smerindu-se, chipul smerenie cele mai înalte, coborându-se cât mai jos, Hristos a fost cel mai fericit de pe pământ pentru că a reușit să salveze omenirea prin smerenia lui.
Săracul Duhul nu e un prost sau un înapoiat, cum crede lumea de multe ori, ăsta e săracul Duhul, că nu-l duce mintea sau că nu știe pe ce lume trăiește. Sunt cei care știu că nu contează cum sunt în afară sau cât au din punct de vedere material. Chiar nu contează. Și sunt fericiți că știu ce contează cu adevărat, ce-i înăuntru, ce în interiorul omului, care-s valoarea înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor duhovnicești, a zice eu. Să nu-ți fie sufletul sau inima legată de ceva material. Asta îți dă fericirea cu adevărat. Asta e sărăcia de care vorbește Mântuitorul aici. O să încerc să trec foarte repede, pentru că sunt foarte multe de povesti, sunt cărți întregi despre fericiri. Nu e vorba de bani. Cei săraci sunt opuși celor mândri, care se văd doar pe ei înșiși. Și atunci smerenia dovedește limpede că omul e sărac cu Duhul. Când om se poate smeri, când poate accepta orice, când poate trece cu vederea, când poate să fie bajocorit și el să nu se supere, să nu se întristeze, să-l înjure ceilalți, să-l bajocorească. Nu mă doare capul. Sunt cei smeriți care se încred doar în Dumnezeu și care își dau seama că noi suntem niște creaturi mărunte, că Dumnezeu singur este mare și că trebuie să ne încredem în El ca într-un tată. Atunci îți dă fericirea, când ești atât de liniștit, că nu mai e treabă cu nimeni. Te încrezi în Dumnezeu ca în tată, ce grijă au copiii? Pentru ziua de mâine, sau pentru mâncare, sau pentru școală. N-au nicio treabă. De ce? Că își pun încrederea în mama și în tata. Dar ia vedeți dacă tata și mama n-ar face nimic, n-ar fi îngrijorați, dacă n-ar avea caiete, n-ar avea ce mânca, s-ar îngrijora și ei la un moment dat. Asta înseamnă că noi, ca și copii ai Tatălui Ceresc, dacă suntem îngrijorați, atunci nu suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Sau nu-L credem pe Dumnezeu cu adevărat Tată. Ce exemple de sărași cu Duhul? Uitați-vă, Maica Domnului, ce zice? Fie mie după cuvântul tău. E ființă care sărahă cu Duhul, acceptă pe Hristos în lăuntru ei, să se nască în lăuntru ei. Săracul Duhul Hristos în Ghețimani. Când zice, Tată depărtează, dar totuși. Deci rugăciunea e, că e suferința aceea. Depărtează paharul, că e prea dureros pentru mine. Dar totuși, să fie voia ta. Când zici să fie voia ta, sau când nu zici numai din gură să fie voia ta, când chiar simți din toată inima, Doamne, pentru mine e prea greu lucrul ăsta, dar facă-se voia ta. Mă duc înainte cu el așa, dacă tu îl vrei și mi-l dăruiești așa, mă duc înainte. Asta înseamnă sărăcie cu Duhul. Noi cât de sărași cu Duhul suntem? Când ne gândim că nu suntem nimic față de Dumnezeu și fără Dumnezeu? Dacă reușim să punem în mintea și în inima noastră lucrul acesta, atunci cu adevărat dăm un sens vieții noastre. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Aici iară e foarte mult de discutat. Ce înseamnă plânsul cu adevărat? De ce există durere? Sau de ce există și nevoie de plâns? Zicea cineva frumos că viața e ca o baterie cu doi poli. Pe de o parte sunt lacrimi, durere, tristețe, suferință, un pol negativ, am zice noi. Pe de altă parte, bucurie, plăcere, veselie, frumusețe, speranță, încredere, pol pozitiv. Nu, acum, o baterie poate să meargă fără amândoi poli? Nu funcționează, n-are viață în ea. Dar la fel e și omul. Omul, clar că nu poate fi numai necăjit, nicio speranță, nicio nădejde să nu vină în el. Dar când sunt amândouă lucrurile acestea, când omul reușește să le întrepătrundă, înțelegând care e plânsul cel adevărat, atunci viața lui are sens, atunci el trăiește cu adevărat. Ei se vor mângâia, cei care plâng. De cine se vor mângâia? De Dumnezeu în primul rând. Dar și de cei din jurul nostru? Nu uitați-vă numai când un om plânge. Nu te duci să-l mângâi. Nu că parcă îți face o chemare, am nevoie de tine, am nevoie, sunt singur, sunt părăsit. De aceea, nouă ni-e rușine să plângem de foarte multe ori. Păi cum să plâng, că eu sunt bărbat? Da, eu nu plâng. Mă bag cu pumnul în piept, nu plâng. Și din cauza asta, al împietririi inimilor noastre, noi ajungem nici să măcar să nu ne pocăim. Nu mai plângem, că noi suntem bărbați. Da? Atunci nu ne mai pare rău de păcatele noastre. Plânsul cel adevărat aici este. Nu pentru o suferință, ci plângem starea de păcat a noastră și a semenilor noștri. Noi când am plâns ultima dată în starea aceasta de păcat? Să ne doară pentru semenii noștri. Să suferim din cauza aceasta. Noi plângem de ciudă, plângem de lipsuri, ne plângem de foarte multe ori. Păi n-am aia, n-am cealaltă. Nu asta-ți dă fericirea. Sunt foarte mulți părinți ai bisericii care vorbesc despre plânsul pentru păcatele lor și pentru păcatele altora. Sfântul Ignatie Brancianino zicea că cel care plânge pentru aproapele său cu un plâns sfârșietor neobosit, și Sfântul Ioan Gură de Aur zice că în omiliile sale despre Iov, că Iov ce făcea?
Am plâns pentru orice neputincioș și am suspinat când am văzut un om în nevoie. Iov, capitolul 30. Ia auziți, Iov a plâns pentru orice om neputincios și a suspinat pentru celălalt. Poate că n-avem noi bani să rezolvăm toată sărăcia din lume și toate bolile, nici putere, nici medicamente, dar lacrimă nu avem, că asta e gratis. Să plângem pentru semenii noștri. Dacă noi am reușit, bine, asta în termenii moderni se numește empatie, să te poți transpune în starea celuilalt și să plângi, cum zicea Sfântul Pavel, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Tuturor toate m-am făcut. Asta făcea Sfântul Apostol Pavel. De aia a fost el așa de mare. Să știți, se putea pune în starea celui de lângă el să plângă împreună cu el. Lacrimile care se varsă pentru durerea cuiva sunt lacrimi binecuvântate. Ele vă spală inima și sufletul. Să nu vă rușinați de lacrimi niciodată. Plângeți și pentru necazurile personale, dar să nu vărsați lacrimi de furie, de mânie sau de blestem. Să vărsați lacrimi de durere, de dragoste, că cele vă purifică sufletul și vă apropie de Hristos. Și așa fericiți veți fi, zicea Părintele Calciu Dumitreasa. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Ce înseamnă blândețea? Rar se mai găsește blândețe în ziua de astăzi. Azi e lumea în care o trăim, e o lume foarte agitată, o lume foarte dură. Dacă nu ești dur, uitați-vă în trafic. Dacă nu te bagi, nu te lasă nimeni. Dacă ești blând în trafic, de exemplu, stai la intersecție și aștepți. Aștept până când? Până nu mai vine nicio mașină. Deci, vedeți, trebuie o analiză foarte serioasă la cei blândețe. Cine sunt cei blânzi? Cei care depășesc pe alții, care nu reacționează la provocări, care nu se supără niciodată, ăștia sunt blânzi. Că ne punem tot felul de întrebări când auzim despre blândețe. Mă, cum să fiu eu un om blând? Mă întreb de foarte multe ori. Cei blânzi și ei se supără și chiar tare. Deci se supără și oamenii blânzi, dar nu ridică tonul niciodată. Oh, de câte ori mi-am pierdut blândețea. Nu se poartă niciodată într-un mod arogant. Sau mai mult, nici nu se poate vorbi despre violență. Cei blânzi întotdeauna recur la dialog, pașnic, liniștit, nu recur la bârfe, la alte subtilități printr-o parte și prin alta, că și bârfa, să știți că e o violență. Violența verbală poate să fie mult mai dură decât violența fizică. Atunci când vorbești de rău pe cineva, când spui lucruri urâte despre cineva, tu îi faci mai rău decât ai da o palmă. Mai ales în ziua de astăzi, când bârfa circulă foarte repede. Uitați-vă ce se poate întâmpla cu blândețea. Oameni blânzi, care și fiarele sălbatice le îmblânzesc. Și nu-i greu să știți. Când un om reușește să-și stăpânească inima de furie, că fiarele, zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 3, făptura suspină, cu suspine negrăite, așteptând ridicarea fiilor lui Dumnezeu. Deci fiarele de ce au devenit sălbatice? Pentru că noi am căzut. Și după căderea lui Adam, au căzut și ele. Când omul își revine la blândețe, începe să le stăpânească și se comportă cu animalele sălbatice, știți cum? Ca și cu cele domestice. Păi de fapt, cum o domesticit omul câinele? A reușit să fie blând cu el, că dacă lua bota și parul la el, nu-l domesticea în viac. Și pe cai la fel. Nu. Uitați-vă, și urșii pot să fie îmblânziți. Păi simplu. Și sunt exemple sute în viețile sfinților de animale îmblânzite când le spui la tineri în ziua de azi, zice, astea-s povești, astea-s basme, astea nu pot fi reale. Întrebați pe Părintele Gelu când se întâlnește cursul. M-am dus cu crucea la cineva și îmi spunea, nu știu de ce, Părinte, că câinele vecinului, un dălău mare așa, pe toată lumea latră, numai pe fiul nostru nu latră. Deci pe toți îi latră. Când trece fiul nostru, n-are nicio treabă cu el. Oare câinele simte că e copil și e curat? Și am zis, dar ce mai are copilul meu astăzi? Și ăștia zice, păi nu-i place carnea. Păi uitați-vă, animalul a simțit că el e blând, în blândețea lui, nu vrea să violenteze nimică. Și oamenii nu-și explicau de ce pe toți îi latră și pe copilul ăla nu. Animalul a început să fie blând, simțind blândețea celui de lângă el. Mă duc mai departe. Cei blânzi nu poartă ranchiună și ură. Nimănui. Și iubesc întotdeauna și oricum. Aduceți-vă aminte de fratele Traian, ce blândețe avea. Vedea peste drum pe un frate cu țigara în gură și zicea, uite, cu țigara! Nu, mă, că are un pai, are o floare. Asta e blândețe adevărată. A fi blând nu înseamnă să fii slab. E nevoie de multă putere ca să înțelegi, să nu reacționezi și să ierți. Asta e blândețea. Nu trebuie să confundăm blândețea cu frica. Cine nu răspunde la provocări face acest lucru
pentru a nu adăuga violență la violență. Omul blând reușește să detensioneze. Când se aprinde un foc și o pară, omul blând reușește să calmeze, să liniștească totul. Răbdarea, faptul de a asculta și dialogul sunt mult mai eficiente ori de câte ori oamenii ajung în conflict. Doar așa se poate spera că nedreptatea se va sfârși, că se va putea trăi în pace cu toți frații noștri. Numai prin blândețe, să știți. Vreți exemple de oameni blânzi? Vă dăm imediat. Ce vor face cei blânzi? Ce că vor moșteni pământul. Dar care pământ? Ăsta? Amărât? Nu. Se la sfârșitul lumii va fi un cer nou și un pământ nou. Și acela vor moșteni cei blânzi. Oameni blânzi. Moise. Ce se spunea despre Moise? Că e cel mai blând om de pe pământ. Dar de ce se spune asta despre el? Știți un eveniment din viața lui Moise? De ce e numit cel mai blând om de pe pământ? Ia uitați-vă. Sora lui și Aaron a venit împotriva lui Moise. Și acum reacția imediată din Vechiul Testament care era? Dumnezeu zice, lasă-mă să-i pedepsesc. Și el în blândețea lui se roagă pentru sora lui și pentru fratele lui. Doamne, nu-i pedepsi. Asta blândețe. După dreptate, trebuia să-i pedepsească, că a fost sorit, răzvătit. Dar cine-i Moise ăsta să ne vorbească nouă? Cine-i el să ne conducă pe noi? Și noi putem să ne conducem. Și noi suntem deștepți, dar suntem mai deștepți decât Moise. Aron putea să zică, eu și mai priceput, că Moise e gânga, se bâlbâiește. Nu, nu-s eu mai puternic. Și la aceste cuvinte Dumnezeu zice, lasă-mă să-i pedepsesc. Maria s-a umplut de lepră. S-a umplut Miriam. S-a umplut de lepră și Moise se duce în fața Domnului și Doamne, știu că după dreptate ai făcut bine, dar după iubirea ta, te rog să o vindeci. Asta e blândețe adevărată. E fascinant omul acesta lui Dumnezeu, Moise. Când Dumnezeu zice, lasă-mă să șterg din cartea vieții tot poporul meu. Ce zice Moise, Doamne, șterge-mă și pe mine dacă vrei să ștergi pe ei. Asta e blândețe, să spui sufletul pentru ceilalți. Domnul Iisus Hristos ce zice, învățați-mă de la mine că sunt blând. Și smerit cu inima. El, creatorul cerului și al pământului, se pleacă să spele picioarele celorlalți. Și noi? Nici la soție nu-i spăl picioarele. Dar apoi la ceilalți. Nu uitați-vă câtă blândețe și smerenie a avut Domnul și era mare. Nu ca și noi. Amărâți. Mahatma Gandhi. Deci a fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. De ce? Există lucruri pentru care sunt dispus să mor, dar nu este niciun măcar un lucru pentru care să fiu dispus să ucid. Ia uitați-vă un om înțelept care nu l-a cunoscut pe Hristos. Deștept. Și noi care cunoaștem pe Hristos, zicem, nu, noi trebuie să ne impunem punctul de vedere. Facem. Violență. Răspundem cu ură, cu răutate, cu bârfă. Ce facem noi? Cum zice Sfântul Pavel? Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Astea le-am pus și la copii, de aceea se imagine mai mult cu copii, ca să fie foarte sugestive, că ei imediat să aprinde mânie. Poate noi nu răspundem cu palme și cu pumni, dar cu vorbe grele. Răspunde de multe ori. Sfântul Pavel zice să fie cunoscută de toți oamenii. Dacă ești un om credincios, știe colegul tău de bancă, știe vecinul tău că ești un om blând, trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Asta ne cere Hristos. Fericiți cei flămânși și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Sunt nu cei care doresc numai mâncare și apă, ci cei care aspiră spre dreptate, adevăr, onestitate, cucernicie și binele în general. Care să sufere din cauza acestora. Să fie dornici, tot timpul, să-ți dorească, așa cum dorești mâncarea și apa, așa cum flămânzești și însetezi după mâncare și apă, sau mai mult, ar trebui după dreptate. Cei care se implică în restabilirea dreptății. Nu stai ignorant deoparte, ci te interesează, mă, cum să fac ca să fie dreptate? E în puterea noastră să aplicăm legea dreptății sau să nu aplicăm, zice Părintele Calciu Dumitra asta. Stă în puterea noastră, dacă o aplicăm sau nu. Se vor sătura. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu vor putea construi o lume mai bună, o lume în care mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Când cauți dreptatea aceasta, tu te vei sătura și vei primi roadele preocupărilor tale duhovnicești. Apoi, cine a suprit sau vede pe cineva suprit nu poate trăi gândindu-se cineva va face ceva, ci trebuie să încerce să remedieze această situație. Asta trebuie să facem noi. Când vedem nedreptate în jurul nostru, să ne pese, să ne frământăm mintea, inima. Doamne, ce să fac eu ca să fac dreptate?
Aici iar ar fi multe de discutat. Uitați-vă la văduva și judecătorul nedrept, cât insiste. Și noi ar trebui să insistăm cu blândețe și cu dragoste, nu cu violență. Dar trebuie insistat. Văduva a insistat și a primit, zice Mântuitorul. Deci cu atât mai mult voi. Apoi, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Milostenie e o slăbiciune? Așa e considerat în ziua de astăzi. Dacă ești milostiv, Dumnezeu te miluiește. Dacă ești bun cu alții, și alții vor fi buni cu tine. Dacă mila ta se manifestă în fapte, o să fii binecuvântat. Ia uitați-vă un exemplu simplu. Chiar dacă cineva te va critica, nu va putea să nu recunoască că ești milostiv, dacă ești darnic. Și când vei fi în nevoie, se va găsi cineva să te miluiască. Oricum ai fi, dacă ești om darnic, pentru că ai milostivit pe alții, și alții te vor milostivi pe tine. Putem vorbi aici de mila trupească și sufletească. Aș vrea să-l aduc aminte de Sfântul Ioan cel Milostiv, care făcea concurență cu cei din jurul lui, cât de mult, de aceea au rămas numele Sfântul Ioan cel Milostiv, cu cât dădea, tot ce dădea, Dumnezeu îi dădea de 10 ori înapoi. Vă spuneam și altă dată, cred că, până la urmă a ajuns să primească o corabie plină de bogății și zice, o dau și asta. Nu zice, acum să vedem, îți mai dă Dumnezeu. Și la orizont s-au văzut 10 corăbii pline de daruri și un glasul lui Hristos a auzit, Ioane, hai să vedem cine e mai milostiv, tu sau eu. Și oamenii au rămas uimiți. Doamne, dar mare ești milostivirea ta. Noi nu avem curajul să fim așa de milostivi. Stăm cu mâna, oare să-i dau, să nu-i dau. Să știți, eu am experimentat pe pielea mea. Am primit atâția bani, acum de nu mai știu. Pur și simplu mi-e frică, încep să mă scap de ei, să-i dau, să-i împar la toți. La copii, la cad, toți care pot să nu cumva să pună stăpânire pe mine. Eu n-am avut atâția bani în toată viața mea. Și nu pot să zic că-s bogat și am de pot să cumpăr nu știu câte. Nu, nu-mi lipsește nimic. Ziceam la fratele Marcel, cântărețul nostru, Marcel, îți doresc să trăiești starea pe care o am eu acum. Nu mai îmi doresc nimic. Numai să mântuiesc sufletul. În rest, absolut nimic nu lipsește. Nimic. Cât să am ce mânca, să-mi pot întreține familia, asta e clar și limpede, dar nu mai îmi doresc nimic și aș vrea să vă bucurați și dumneavoastră de darul acesta. Și asta pentru că unii m-au stimulat. Mă, fă și tu un pic. Un pic, să știți, dacă ne dăm drumul la milostenie, facem concurență cu Hristos, care ia toată milostivirea, care nu obosește milostivindu-se. Eu rămân uimit. Rămân uimit. Deci oricine cât de mare și tare ar fi, dacă ar începe să facă concurență cu Dumnezeu la milostivire, n-avem cum să-L întrecem. Dumnezeu întotdeauna dă și mai mult, și mai mult, și mai mult, mult mai mult. Mergem mai departe. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericirea aceasta e destul de dificilă, să știți. În primul rând, pentru că pune problema cum îl vor vedea pe Dumnezeu. La sfârșitul viacurilor? Păi atunci toți se vor mântui. Nu! Chiar în viața aceasta îl vor vedea pe Dumnezeu cei curați cu inima. Și atunci, care-i curăția inimii? Ce înseamnă curat? Sunt două feluri de curățenie. Una trupească și una sufletească. Una exterioară și una interioară. Le-am pus la copii imaginea asta. Cum îți place să fii? Curat sau murdar? Cum ne place? Cum ne simțim noi bine? Păi dacă trupește, nu ne simțim bine. Imediat mergem și ne spălăm. Sufletește, ne simțim bine în mizerie. Mai face câte un păcat, nu, las că nu e așa greu, mai încă unul, nu, las că mai aștept, mai încă o săptămână, mai două, mai tot ne încărcăm și după aceea, nu, păi până la Paști, încă mai este mult să mă duc să mă spovedesc. Dacă am face așa cu trupurile noastre, cu curățenie exterioară, cum am fi? Azi am căzut într-o baltă, apoi las că încă nu-i sâmbătă să fac duș. Nu îmi schimb hainele. Las și săptămâna viitoare și tot așa, cum am arătat, știți cum? Ca și ăștia care merg prin mijloacele de transport în comun, despică nasul când ne-am obișnuit cu mizeria și nu ne-am ar deranja deloc. De aceea ar trebui de fiecare dată când simțim că am greșit cu ceva, că la început ne deranjează, după ce ne obișnuim cu păcatul, nu te mai deranjează păcatul, te simți bine cu el, n-ai nicio treabă. Dar curăția inimii de aici începe. Cei curați cu inima sunt mai întâi cei nevinovați și lipsiți de vicleșug ca Natanael. Cum îl lăuda Mântuitorul? Iată cu adevărat un izraelitean în care nu este vicleșug. Apoi cei care prin nevoințe și rugăciuni izbutesc să smulgă rădăcinile păcatului. Deci nu numai să nu mai păcătuiască, rădăcinile păcatului din inimă. Să golească inima de pofte și de gânduri rele, de iubirea celor pământești, să o umple de dorul după lumina dumnezeiască și după desăvârșire. Asta e curățirea inimii. Cum arată o inimă curată? Cum e inima ta? Cum e inima mea în fața lui Hristos? Vederea lui Dumnezeu e foarte strâns legată de rugăciune.
De aceea, Sfântul Grigorie Palamas zicea, omul care se roagă neîncetat, cu rugăciunea inimii, ajunge să-L vadă pe Dumnezeu, ajunge să vadă lumina taborică. Rugăciunea aceea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mi pe mine păcătosul. Ajung oamenii să vadă lumina taborică. Eu n-am ajuns încă. Dar sunt care au ajuns. Sunt, să știți, și dacă ne străduim să ne rugăm tot timpul, non-stop, și dormind, și la serviciu, să zicem, Doamne Iisuse, nu să ne mai concentrăm sau la ceea ce avem de făcut. Nu, dar mintea și inima noastră să meargă înainte, pentru că după ce ne obișnim cu cuvintele acestea ale rugăciunii, inima se roagă fără ca mintea să mai trăiască să se concentreze la starea de rugăciune. Atunci trăim starea de rugăciune cu adevărat și îl vedem pe Dumnezeu. Uitați-vă, un om curat cu inima, care ce-a făcut? Când îl loveau cu pietre și se ruga, ce zice Ștefan? Și iată, văd cerurile deschise și ce? Pe Dumnezeu, pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. În el se împlinește chiar aici pe pământ, l-a văzut pe Dumnezeu de aici de pe pământ, nu numai la sfârșitul veacurilor. Ștefan l-a văzut concret pe Dumnezeu. Psalmistul David zice, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. De ce? Ca să-L văd pe Dumnezeu. O inimă curată, când ai, îl vezi pe Dumnezeu. Am o poveste aici, nu știu dacă o să trec repede prin ea. Un ucenic îl întreabă pe învățător care e rețeta prin care își poate păstra curat sufletul, să fie inima curată. Și ăsta zice, îi dă un ochean, o lunetă din aceea mare, și zice, observi o lună de zile, zi și noapte, orizontul. La sfârșitul, după o lună de zile de observat orizontul, o să înțelegi cum te păstrezi curat. Se duce ăsta, trece timpul, observă, vine după o lună de zile, zice, toată ziua, toată noaptea m-am uitat și n-am înțeles nimic. E sigur că ai observat foarte bine, îl întreabă, dar bineînțeles. Bun, ce făceai când praful sau ploaia acoperea lentila? Păi încetam să mai observ și curățam ocheanul, curățam luneta. N-a zice, vezi, ăsta e răspunsul care îl așteptam. Fă ceea ce vrei, scrutează în fiecare cărare a vieții tale, dar nu uita niciodată să curezi lentila inimii tale de fiecare dată când ploaia sau praful vieții te va împiedica să vezi binele, să vezi bine, să te vezi pe tine și pe ceilalți. Nu, asta e lucrarea curăției doare pe care o avem noi, asta e lucrarea pocăinței în viața noastră. De fiecare dată noi să ne respălăm, recurățim ocheanul inimii noastre. Fericiți făcătorii de pace, ca și a Fiului Dumnezeu se vor chema. Despre pace am mai vorbit când am vorbit despre Ectenia Mare și porumbelul este o ființă a păcii, de aceea Duhul Sfânt e preînchipuit la botezul Domnului în chip de porumbel. Ce înseamnă să faci pace? Păi în primul rând, ca să faci pace, trebuie să vedem cum se declară războiul. Cum declară război la cineva? Începi să nu te mai înțelegi cu el. Începi să te război, începi să te cerți. Vedeți, proverbele noastre vorbesc despre pace într-un fel foarte subtil. Răzbunare, arma cui? A celui deștept? Nu, nici vorbă. Omul care se răzbună nu poate să fie fericit, nu poate să fie făcător de pace. Și atunci, care e soluția? Zice fratele Traian Dorz, bine poate că nu poți să le faci mereu la toți, însă fiul meu oricând și cu toți, tu poți fi blând. Fiul înțelept înveselește pe tatăl său, iar cel nebun este supărarea maicii lui. În felul acesta oamenii pot să facă pace, dacă se gândesc că sunt fii ai lui Dumnezeu și fii ai Duhului Sfânt. Sunt copii ai păcii, noi suntem copii ai păcii, știm să îi împăcăm pe oameni, sau când s-o învrășbi doi, venim și zicem la celălalt, băi, am auzit de tine, vai de capul tău, ce-o zis ăla, puai, să vezi numai ce rău o zis de tine. Și te duci la celălalt și spui și îl mai umfli și tu un pic, dar atunci poți să fii fiu al păcii? Noi ar trebui invers să fim, să zicem despre unul și despre altul numai de bine, ca să îi împăcăm pe oameni. Cum poți evita cearta sau bătaia? Sunt patru lucruri. Să zici iartă-mă, ceea ce e greu de foarte multe ori. Atâta de greu să scoată omul pe gură cuvântul ăsta, iartă-mă, iartă-mă. Și s-a rezolvat. De multe ori, să știți, cu un singur cuvânt, iartă-mă, ai rezolvat cearta în familie. Că să-și ceri scuze pe trolebus sau în societate unde atingi pe cineva, îl calci pe cineva pe papuc. Nu zici scuze și imediat să încaieră discuția. Dacă tu ai fost, că m-am împins, că nu știu ce, justificările acestea. N-am vrut. Sau să te gândești ce rezolvi cu cearta. Rezolvi vreodată problema cu certându-te? O faci mai mare și mai gravă. Mântuitorul a fost cel care a adus pacea în lume. Pacea mea dau vouă, nu cum o dă lumea, ci pacea mea cea dumnezeiască. Ce cântau ungerii la nașterea Domnului? Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ, pace.
În orice casă veți intra să ziceți pace casei acesteia, zice Mântuitorul. Apoi să vedem ce înseamnă pacea cu tine, cu Dumnezeu, cu semenii. Asta trebuie să ne analizăm fiecare dintre noi ca să fim mai păcii. Evreii să-și salutau cu cuvântul acesta, Shalom, însemna pace. Ierusalim, ce înseamnă Ierusalim? Ierushalaim, cetatea, Ieru e cetate și Shalaim de la Shalom vine, cetatea păcii. Ierusalimul cel ceresc e cetatea păcii universale și veșnice. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că lor este împărăția cerului. Aici ar fi foarte multe de discutat. Ce înseamnă cei prigoniți pentru dreptate? Sunt mulți oameni care au fost prigoniți pentru dreptate de la început, de la Ștefan, dacă vreți, primul martir, și până la cei din vremea comunistă, până la părintele Iosif, până la fratele Traian. I-am dat la fratele Dani Boitor o carte acum și vă recomand și dumneavoastră, m-a mai spus despre ea, Prigoana din Lăuntru. Să vedeți oameni prigoniți pentru dreptate chiar în biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Maxim Mărturisitorul și-i pus și Părintele Iosif alături de ceilalți care pentru dreptatea și pentru adevăr, pentru chemarea aceasta la pocăință, au fost caterisiți. Părintele Iosif numai odată. Păi Sfântul Maxim a fost de 17 ori caterisit. Sfântul Ioan Gură de Aur de 3 ori caterisit. Deci noi călcăm pe urmele unor oameni sfinți care și-au dus cu bucurie prigonirea aceasta pentru dreptate. Cei prigoniți sunt cei care se folosesc de dușmani ca să înainteze în bine, zicea cineva. Foarte frumos. Orice picior în fund e un pas înainte, zicea cineva. Deci dacă privești în felul ăsta prigoana, bajocura celorlalți, nu trebuie să te întristezi niciodată. Te prigonește foarte bine. Eu mă duhovnicesc și mă sfințesc mai mult dacă cineva mă bajocurește. Dacă am gândit așa, nu ne-am mai necăjit niciodată pentru nimica. Martiri. Sunt o mulțime de martiri. Am pus aici câteva imagini, doar știți de martirii brâncoveni, știți de cei 40 de mucenici din Iezărul Sevastiei la mijloc și acolo în stânga sunt câțiva martiri din primele veacuri. Noi știm foarte puține despre ei. Să știți, romanii n-au răstignit doar pe Hristos. Pe toți creștinii i-au bajocorit în felul acesta încât istoricii spun că la un moment dat erau păduri de cruci. Din toate pădurile făceau cruci și răstigneau pe martiri. Erau pe toate drumurile, și pe dreapta și pe stânga, numai oameni răstigniți. O mulțime, sute și mii de creștini au fost răstigniți. Dar oamenii aceștia sunt plăcuții lui Dumnezeu, sunt cei care și-au dat viața pentru Hristos în același fel. Și noi credem că nesuferind chiar nimic, că putem să stăm alături de ei care au stat pe cruci, alături de Hristos. Noi zicem că ne luăm crucea și mergem după Hristos, dar ce cruci avem noi față de ei, nu se poate compara. Martirii de la Aiud, știți, acolo e o bisericuță pe care a fost în ultima vreme promovată foarte mult cu martirii descoperiți acolo. Fericirea noua se leagă strâns de fericirea opta. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărâi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Care e fericirea cea adevărată? Nu numai că veți fi prigoniți, ci chiar pe nedrept, când oamenii vor zice minciuni despre voi, când oamenii vă vor vorbi de rău, vă vor ocări și vă vor prigoni în toate felurile și în toate chipurile, atunci va ajunge omul la fericirea adevărată. No, suntem noi fericiți acum după ce studiem fericirile? Suntem mai puțin fericiți, că încă nu am trecut prin toate stările acestea, prin toate treptele acestea. Nu orice ocărât este fericit, ci cel pentru Hristos, pe nedrept. Nu dacă ai făcut păcate, te-o băga la închisoare, că ai furat și ai spart. Și atunci zici că suferi. Nu! Fericirea pe nedrept. Când tu n-ai făcut nimic, așa suferi închisoare sau bătaie. Hristos n-a rânduit fericire numai pentru prigoane, ci și pentru cuvintele rele. Mai cu seamă ocările și vorbile de rău îndurirează mai cumplit decât însăși faptele. Fericiți veți fi, asta arată urcușul. Noi suntem pe o treaptă duhovnicească, fiecare în funcție de fericirea noastră. De cum am acceptat legea aceasta a iubirii și a fericirilor, a pocăinței din inimile noastre, de la prima până la ultima treaptă. Asta e urcușul nostru duhovnicesc. Și în încheiere, aș vrea să fiți atenți. Fericirea dinainte deschide întotdeauna drum celei următoare. Așa că toate fericirile alcătuiesc un lanț de aur. Toate cele nouă e un lanț de aur pentru viața noastră duhovnicească. Cum? Omul smerit, dacă e smerit, își plânge negreșit și păcatele. După aceea, cel care plânge va fi și blând pentru păcatele lui, nu de ciudă. Care plânge va fi și blând și drept și milostiv. Asta e urmarea pocăinței și a plânsului. Apoi, cel milostiv și drept și cu sufletul zdrobit va fi negreșit și curat cu inima. Că după ce trece prin stările acestea, se curățește de toată inima.
Apoi cel curat cu inima face pace. Nu-i place starea de conflict. Și în sfârșit, cel care îndeplinește aceste fericiri, înfruntă cu bucurie, plin de nădejde toate prigoanele, nu o să se tulbure când va auzi că e vorbit de rău și va fi în stare să sufere mii de necazuri. Asta e fericirea, așa foarte repede cât am putut să vă exprim, din ceea ce Mântuitorul i-a învățat în predica de pe munte, în prima parte a predicii de pe munte, și această fericire aș vrea să vă umple inimile fiecăruia dintre dumneavoastră. Să nu vă mai lăsați necăjiți și ori de câte ori simțiți că un ghimpe sau ceva străpunge sufletul și inima și vrea să vă îndurerați, să vă gândiți la fericirile pe care Hristos le spune, să zice, acum care trebuie să o aplic? Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.